Da, eu provocarea asta, nu cred că vreau să răspund chiar la problemele de integrare ale lui Vladimir Bukovski în America, dar mă gândesc, uite, un motiv foarte practic pentru care avem nevoie de o istorie a femeilor. Mi-aduc aminte de curând, am avut o discuție despre politici europene în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați. O discuție foarte tehnică și foarte aridă. Și discuția a fost, ok, cât e de interesantă tema asta pentru mediul românesc, are valențe, poate fi transpus aici, e necesară, mă. Și problema s-a pus așa, asta pare un import adus din Uniunea Europeană. Noi nu avem o astfel de tradiție în România și pe femeile din România, de fapt, nu le interesează aspectul ăsta și, în general, nu le interesează, nici nu percep cum că ar fi dezavantajate în ceva, undeva, într-un loc, mă rog, viața muncii era o discuție foarte tehnică. Când, de fapt, avem în spate mai mult de 100 și ceva de ani de istorie pentru de mișcarea femeilor, de emanciparea femeilor, de mișcare pentru dreptul la vot, pentru egalitate în diferite sfere, adică și privat și public. Și lucrurile astea nu sunt cunoscute. O altă problemă, suntem în anul centenar. Și iarăși, volumul tău contribuie foarte mult la anul centenar, pe care mi l-aș fi dorit un an care să demitizeze un pic istoria cu I mare și, în sfârșit, să apară în discursul public poate și perspective ale unor alte grupuri, ale unor minorități care au participat la Unire sau care au trăit urmările Unirii. Mai multe informații despre femei care au participat acolo și, din nou, din păcate, ajungem să reciclăm câteva clișee. De ce e importantă istoria femeilor? Pentru că și femeile creează și pentru că lasă în urmă extraordinar de multe lucruri valoroase, inclusiv cercetări științifice. Dar lasă și alte lucruri în urmă. Și, și din păcate, cumva, dacă te ocupi de sfera asta, cred că munca de cercetare, a celor care fac istoria femeilor ajunge să sufere și ea de efectul Matilda și să fie probabil considerată mai puțin academică decât alte subiecte de investigație istorică. Cred că cam asta aș fi vrut să spun acum și mă mai gândesc. Și am o întrebare pentru tine, Teodora. Care dintre, nu știu, care e personajul de care te-ai atașat cel mai mult dintre cercetătoarele pe care le-ai cuprins în volum? Așa, ca indiciu de lectură. Că Cristescu. Da.